Comportamentul animalelor deseori este de neprezis și nu mereu de înțeles pentru oameni, dar asta nu înseamnă că în acțiunile lor nu există sens. Această istorie incredibilă a avut loc în anul 2015, în nord-estul Indiei. O turmă de elefanți călătorea prin Chatra, pentru locuitorii căreia animalele mari și frumoase nu erau ceva neobișnuit, dar un individ a reușit să atragă atenția unui sat indian întreg. Mulți localnici s-au adunat în jurul unui animal, care se îndepărtase de turmă și se comporta foarte ciudat. Elefantul era foarte agitat și nimeni nu putea înțelege cauza unei asemenea stări și a unui asemenea comportament. Animalul s-a oprit într-un câmp noroios și a înfipt trompa în pământ și a început să sape din greu. A cauzat un interes sporit printre localnici, care știau foarte bine comportamentul normal al acestor animale. Erau surprinși de așa acțiuni ciudate. În primul rând, animalul era singur, ceea ce deja este neobișnuit. El continua să sape groapa fără să se oprească. Nimeni nu putea înțelege ce face acesta. Oamenii însă au observat că elefantul e rănit. În așa stare, aceștia pot fi periculoși, de aceea trebuie să te comporți cât mai atent cu ei. Localnicii voiau să afle ce se întâmplă, dar se temeau să se apropie de animal. Ceva sigur nu era în ordine. Acesta continua să sape, el de parcă voia să scoată ceva din pământ. Lucra foarte rapid, îngropându-și trompa în șanț și punându-și toată greutatea pe membrele din spate. Animalul a săpat câteva ore, era foarte epuizat. Își permitea să se odihnească doar câteva minute, iar apoi se apuca din nou de treabă, cu noi puteri. Dar ce căuta atât de perseverent în pământ? Localnicii au decis să se apropie ca să vadă ce se întâmplă acolo. Un curajos, Jitendra Dilari, se apropia încet. Văzându-l, elefantul nu era fericit de asta. Era furios, obosit și speriat. I-a dat de înțeles că trebuie să plece. Bărbatul a înțeles, dar totuși nu s-a lăsat bătut. Împreună cu alți localnici au inventat un plan. Cum să distragă animalul ca să vadă ce e în gaura aia. Jitendra a adus un camion plin de mâncare. Elefantul nu mâncase nimic de ore bune, așa că să-i atragă atenția cu fructele gustoase era o idee bună. Elefantul a început să mănânce, iar localnicii să exploreze gaura. Ceea ce au văzut în șanț i-a uimit. Nimeni nu s-a așteptat că acolo se va găsi o ființă vie. S-a dovedit că femela, câteva ore la rând, încerca să-și scoată puiul. Acesta căzuse în groapă și mama lui nici de cum nu putea să-l scoată de acolo. Oamenii erau șocați de cele văzute, dar nu înțelegeau cum pot să ajute micuțul. Evident că mama nu avea să le permită oamenilor să-l scoată pe puiul său din capcană. Atunci, aceștia au distras-o cu banane, îndepărtându-o la o distanță sigură. Cât timp aceasta a lipsit, oamenii au curățat gaura și au scos nisipul, ca mama să poată să ajungă mai ușor la micuțul său. Femela s-a întors și a continuat să sape. Acum îi era mult mai ușor să se descurce cu sarcina grea, căci înainte doar împingea noroiul înapoi în șanț, îngropând copilul mai adânc. După ajutorul localnicilor, femeia totuși a reușit să scoată puiul. Peste 11 ore, mama a scos din groapă puiul epuizat, murdar, dar viu. L-a cuprins cu trompa sa și l-a dus departe de mulțime și de noroiul lunecos. Localnicii urmăreau cu sufletul la gură cum avea loc eliberarea micuțului, viața căruia era în pericol. Mama și puiul ei dispăreau în orizont. În sfârșit, ea s-a liniștit și putea să nu-și mai facă griji pentru odrasla sa. Probabil că va fi și mai atentă de acum înainte. Elefanții sunt unele dintre cele mai deștepte animale din lume. Ei trăiesc în grupuri și în mod constant
îi ajută pe cei mai slabi și pe cei care au nimerit într-un necaz. Aceste animale minunate uneori arată mai multă compasiune decât oamenii. Prieteni, scrieți-ne în comentarii cum v-a părut acest caz. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe butonul de subscribe pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!